La Institutul de Științe ale Vieții din campusul Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad se desfășoară timp de 3 zile un workshop în chirurgia endourologică. Studenți și rezidenți participă la demonstrațiile practice și prezentările susținute de invitați din țară și străinătate. Este o școală de vară pentru vestul României, organizată pentru studenți și rezidenți din Arad, Timișoara, Cluj, Oradea. Este a treia ediție consecutivă în acest domeniu. Avem invitați profesori din străinătate, cum este profesorul Rigati și alți profesori. Dorim să perfecționăm tehnicile chirurgicale în domeniul urologiei pe baza parteneriatului care îl avem cu Consiliul Județean și Primăria Aradului, să dezvoltăm acest mod de pregătire al studenților și rezidenților. Credem că în anul viitor vom avea propriile simulatoare de lucru și amenajate spațiile necesare prin sprijinul autorităților locale. Manifestăm o grijă deosebită pentru rezidenți, pentru viitorii medici, pe care vom integra în Spitalul Clinic din Arad, și spun că astfel de școli de vară au un rol foarte mare în pregătirea atât a studenților cât și a rezidenților. În cazul ăsta trebuie să aveți mare grijă, întotdeauna nu dai, dar nu dai nici la cauter. Dacă nu vezi vârful care este activ, nu dai în pedală, pentru că nu știi unde e, iar la laser mai e o problemă. Întotdeauna trebuie să vezi fibra. Fibra este, are 200 de micron, deci e 0,2 mm. Trebuie să fii foarte atent cum manevrezi fibra în afara ureteroscopului. Nu numai în ureteroscop, pentru că îți vine din laser, din aparat, el are undeva la 2,5-3 metri, deci trebuie să-i faci niște lucruri și după aia intri cu el în endoscop. Trebuie să fii foarte atent, că dacă cumva nu ești atent la manevrare și ți s-a rupt buca fibre în afară, e posibil să-ți dai foc. Ție sau colegului sau cum fui. Întotdeauna trebuie avut mare grijă la manevrare. Nu frânați.